Avem de realizat ceva. Cu ce privesc astronomicile? Cine știe? Ia zic, Mihai. Cu ajutorul? Cu telescop. Uite, vom realiza și noi un telescop, jucărie, da? Prin care, cu ajutorul căruia, de fapt, veți putea să vedeți câteva din constelațiile care se află în univers. Concursul Național Interșcolar Nicolaus Copernic urmărește să încurajeze interesul pentru astronomie și pentru știință. Școala numărul 11 este una dintre participante, iar elevii desfășoară proiecte și construiesc machete pentru a câștiga unul dintre cele 5 premii care constau în modernizarea laboratoarelor de informatică. Este o expoziție destinată copiilor de vârstă școlară mică, gimnazială și liceenilor. S-au înscris în acest concurs peste 100 de școli din întreaga țară și există un regulament pe care noi trebuie să-l respectăm. Deci primul pas a fost realizarea unei expoziții despre cum a apărut și cum a evoluat Universul. Apoi trebuie să promovăm această expoziție, să organizăm diferite activități prin care să-i învățăm, să le arătăm celor mici, că ei sunt încă mici, lucrurile interesante care ne înconjoară, să aibă și o altă opțiune vis-a-vis de apariția lumii. Iar concursul are o miză foarte interesantă și foarte folositoare, cred că tuturor școlilor din țară, și anume, dacă ne vom situa printre cei 5 finaliști, școala va primi ca premiu un laborator de informatică alcătuit din 15 calculatoare. Școala are deja un colț destinat concursului în care sunt expuse toate lucrările copiilor. Astăzi a avut loc o nouă etapă cu tema Apariția și evoluția Universului. Astăzi este una din activitățile acestui proiect care poartă titlul Călător prin Univers, activitate prin care copiii vor urmări un filmuleț despre cum a apărut și cum a evoluat Universul și în mod special sistemul nostru solar. Nu intrăm în foarte multe amănunte pentru că sunt mici, nivelul lor de înțelegere încă nu ne permite să avansăm foarte multe teorii științifice. Vor realiza o carte despre sistemul nostru solar și nu în ultimul rând, un telescop de jucărie. Eu astăzi am aflat că sistemul nostru solar face parte din Calea Lactee. Pentru a străbate Calea Lactee, ne-ar trebui aproximativ 100.000 de ani. Și cu ce viteză ar trebui să circulăm? Cu viteza luminii. Am aflat despre ce formă are galaxia și ce se află în ea. Ce formă are galaxia? Galaxia are formă de spirală. Concursul, la care sunt înscrise sute de școli, își va desemna câștigătorii pe 24 septembrie. Până atunci, echipele participante vor trebui să realizeze o mini-expoziție pe teme de astronomie și cosmologie, să organizeze dezbateri și să promoveze evenimentele școlii în comunitate.